Unde ai umblat de ăștia așa murdar? Aseară ți-am făcut bai. Spune. Ei! Am scos buia în drugul din cofrag și se pare că nu e atât de uscat pe cât ar fi trebuit, pentru că nu știu de ce naiba l-am lăsat înăuntru și nu l-am scos la soare. Și o să vreau acum să-l duc afară, să-l duc afară, să ridic, e destul de greu, pare mic, dar nu e atât de mic. După care mă apuc să dau strobaie și trebuie să trag niște fire neapărat, trebuie să trag niște copex neapărat, ca să fie prins în tencuiel. Îmi place o nouă piesă de pe album? Îmi place. Bun. În general, dimineața vin și spun că o să fac X sau Y lucru. Și pe filmare se vede cu totul altceva. E pentru că, nu știu, habar nu am. Mă plictisesc foarte repede, încep o chestie după care o termin și încep altceva, nu mai continui cu continuarea acelei chestii și așa mai departe. Și de asta încerc să le îmbin pe... încerc să fac cât mai multe ca să nu mă plictisesc. Ăsta e singurul motiv. Da, și astăzi am de făcut asta de tencuit și... da. Bun. Gata cu vorba. Hehe, boy! Se pare că cineva s-a mutat mai devreme decât credeam în această casă. Ce cauzăm aici? Ce cauzăm aici? În gardă. În gardă, am zis. Hai afară. Hai afară, dobitocule. Asta e casa mea. Cât tupeu. Așa. Acum, înainte de a te încui, trebuie să trag niște copexuri pentru instalație electrică. Ideea e că vreau să evit pe cât posibil să sparg cărămida și să fac șanțuri. Așa că o să-l trag pe aici. Da, deci trebuie să dau o găurică aici. Da, mersi o broașină. Thank you.
deloc în procesul ăsta. Când vrei să distrug ceva ce-am făcut. Dar asta e singura modalitate. Și mai. Și ca să fiu sigur că nu o să am probleme când o să pun firele, pun o sârmă pe Copex. O sârmă oarecare. Yo! Să merg să le tai apuși. Ca să fie gata și aici, ca să pot să te încuiesc și să nu mai stau după el. Ei!
Da, pe ce am stat eu toată ziua? Strop, câțiva stâlpi, câteva copexuri și buia în drugul aici. Se simte ciudat, se simte ca și cum n-am făcut mare lucru. Dar, na, mai sunt și zile de-astea. Mâine o să merg la Liviu. Mâine nu o să fac nimic, o să merg la Liviu să-l ajut. Trebuie să ajungem pe la Movilița. E un bun prieten de-al meu care și-a cumpărat un teren și vrea să-și facă și el. Și trebuie să merg să-l ajut, pentru că e unul dintre oamenii de la care am învățat foarte, foarte multe despre muzică. Da, cam atât pentru astăzi. Aules, baules și... Bă, e pămușcat ca întotdeauna. Ce să-i fac? Ce să-i fac? Și e mic. Neața Flucui. Ieri am fost plecat, după cum am spus, și acum am un sentiment teribil când n-am fost acasă și n-am făcut nimic și simt că am rămas în urmă și acum trebuie să recuperez, așa că o să-l pun și pe bă la treabă azi. Gata, fraților, am terminat și cu tencuiala. Mai am doar două glafuri de făcut. Ăsta și cu ăsta. Și mă pregătesc pentru tencuit sau strop, sau mă rog, cât o să pot să fac, ori strop și tencuit, ori doar strop pe afară, pentru că mai am o săptămână la dispoziție până să decofrez placa. Și trebuie să fac niște șipcă acum. Stai mă, că vorbesc cu oamenii ăștia, derbedeule. Și trebuie să fac o șipcă pe care o s-o prind fix așa, de perete, ca să nu intre material între folie și zid. Și o să țină cumva și lipită folia de zid și nu o să intre apă și așa mai departe. Și după ce o să tencuiesc fațada, o să o dau jos, o să tencuiesc și bucățica asta mică care rămâne netencuită, după care evident că o să pun polistiren. Da. Și acum o să mai sparg niște scândură. Thank you.
Am încheiat și cu operațiunea asta, de jur împrejur, și mi-am făcut aici o schelă din două capre și un dulap și o să mă apuc să dau strop. Nu înainte de a termina cele două glafuri, pentru că nu s-a întărit nici acum și nu pot să-l finisez. Și îmi place cum se vede acum, chiar îmi place. Are o terminare. Da. Și va rămâne așa probabil până la anul sau nu știu, probabil când o să mă apuc să izolez, atunci o să o desfac. Și în felul ăsta o să fie și ferită de ploaie, zăpadă și ce mai vrea să intre pe acolo. Bun. Hai. E boai. Neața, fraților. Vă salut de la Mușie. Azi e sâmbătă și e înnorat. Îți place, bă, că e mai răcoare? Îți place, nu? Ce trebuie să fac astăzi este să... Ușa din spate, pe care am lăsat-o pentru o eventuală chestie pe care o să fac ulterior, habar nu, e prea mare. Acum mi-am dat seama și nu mai vreau să fie atât de mare și o să pun această completare dintr-un becea până sus. Stai puțin că ne jucăm, stai să fac un rezumat, derbedeule. Doamne, de unde atâta energie? După care o să continui cu stropul. Aș vrea totuși să și pontez astăzi. N-am găsit pe la nimeni o cumpănă. Din păcate, s-a întărit foarte tare stropul pentru că am băgat și puțin ciment în el. În cască, m-am gândit eu, în cască nu o să pot să o tencuiesc. Pe toată, măcar să fie stropul ăsta dat și să o protejez. Bă, schimbarea de plan. Arată că o să plouă toată ziua și nu vreau să risc să fac material și să stau pe afară prin ploaie. Și așa, nu sunt sănătos. Așa că o să pun plasă pe plafon. Aici e pregătit, pot să pun plasă. Aici la fel, în camera tehnică la fel. Știu că mulți o să ziceți, bă, n-ai geam acolo, o să vedeți ce o să fac. Asta în altă poveste. Și o să vă arăt cum procedez eu cu plasa, ca să fie mai ușor și nu trebuie să te chinuiești prea tare. Întâi cureți plafonul de orice chestii care ar putea să fie cu el, cum mai sunt bucățelele astea mici de polistiren. După ce ai curățat, ca să nu te chinuiești să ții tot solul de plasă în mână, tai o bucată fix cât e lungimea plafonului tău, în cazul meu e 360. Thank you.
Așa. După ce ai rulat plasa, două cuie mari de dușă. Așa, ideea e că trebuie să dai înainte masă de șpacă, nu prinzi plasa după care dai peste ea, pentru că nu o să fie material și în spatele, trebuie să faci un fel de sandwich. Pe o oliță, pentru că polistirenul e prins în tempoială, plus că e prins în beton și nu are rost să stau să mă chinuiesc să fac porcărie. Cine vrea să facă e liber să facă, dar eram sigur că o să spună cineva: bă, n-ai făcut așa. Și am spus eu de ce nu vreau să fac așa. Bă! Nu te-am strigat pe tine. Așa arată prima mână. Nu trebuie să fie foarte frumos, pentru că o să mai vină încă o mână de masă de șpaclu, după care două mâini de glet. Așa că nu o să pierd foarte mult timp să stau să-l finisesc, că nu mă interesează. Asta am să fac astăzi. Dacă se usucă, probabil că o să dau și a doua mână ca să fie gata, gen pentru glet aici. Și cam aia e. Gata, băieți și fete,
Am terminat și aici, în baie, sau de bara, sau ce n-ai mai o să fie asta. Și mâine, nu mâine, dar cel mai probabil luni, nici luni, că trebuie să merg în altă parte. Marți, nu, nici marți. E, vedem. Mă apucam să te încuiesc, că mai am o săptămână la dispoziție până decofrez placa și după aia o să trebuiască să te încuiesc sus, o să las tot ce e pe afară și vreau să înaintez cu interiorul, ca să fie așa, gen la gled sau, mă rog, da, la gled să pot să pun geamurile și așa mai departe. Bun, hai! Hei!